Bine te-am găsit pe canalul de YouTube Academie Vie. Sunt Victoria Luca, product developer uh, la Academie Vie. Astăzi uh, vorbim despre 5 cărți de copywriting și advertising în general. Uh, sunt cărți alese uh, aleatoriu sau mai mult după uh, cine este autorul cărții. Zic să trecem direct la prima carte. Nu sunt puse în ordinea preferințelor, este un top aleatoriu. Avem așadar ca o primă recomandare cartea lui Eugenie Schwartz Breakthrough Advertising. Vardim ar zice că este o carte de căpătâi. În primul rând, hai să vedem un pic cine este cine a fost Eugenie Schwartz. Deci Eugenie Schwartz este unul dintre cei mai buni copywriter din istorie. Ea a dus unui client vânzări de peste 50 de milioane de dolari pentru un singur produs, o carte despre medicină naturistă. Uh, reclamele lui au avut rată de câștig de 85%. Da? Deci, deja avem argumente, avem, cred că deja sunt suficiente argumente de ce să citim cărțile lui uh, Eugene Schwarz. Este important să aducă în atenție un principiu da? sau o idee pe care o zice Eugenie Schwartz în cartea Breakthrough Advertising, vedeți și coperta. deci el spune așa copy can not create desire for a product, da? adică textul nu poate să creeze dorința pentru un produs iar task sau munca unui copywriter nu este să creeze această dorință în masă ci să o canalizeze și direcționeze. Da? Și el mai, mai, plusează în cartea lui pe ideea asta de dacă nu există dorință și tu îți dorești să vinzi un produs, atunci nu ești pe calea bună. Da? Pentru că educația se ocupă de crearea dorinței, nu advertiserul sau copywriterul. Da? Um, foarte interesant este că această carte se vindea în anul 2004, deci a ajuns să se vândă cu 900 de dolari în format fizic, la mâna a doua, evident. Asta se găsește cu, dacă nu cu 125 de dolari. Eugenie Șoara să vorbește în carte despre cele 5 etape de conștientizare, după care creez un landing page, un conținut publicitar, un text de conversie, secvențe de e-mail, da? Deci sunt acele cinci etape despre care noi vorbim și în cursul copywriting funcțional. Etapa inconștient, atunci când, da, clientul nici nu conștientizează că are o problemă, apoi conștient de problemă, apoi etapa conștient de soluție, da, când omul știe că ar avea nevoie de ceva ca să-și rezolve problema, dar nu știe exact ce. Apoi etapa conștient de produs, da, când omul știe exact ce produs are nevoie, inclusiv marca și modelul și anul apariției. Habar n-am, da? Deci omul știe că el vrea um, periuță de dinți electrică cu nu știu câte uh, rotații și încarc o dată la patru zile. Da? Bun, și apoi există cea de cincea etapă, etapa, etapa um, gata de cumpărătură. Da? Deci atunci când omul este gata să cumpere, are doar nevoie din uh, detalii de concretizare. Practic, pe asta se bazează toată cartea Breakthrough Advertising. Um, foarte interesant și util e faptul că Eugene Schwartz vine cu exemple de titluri pe fiecare etapă. Da? Deci el, la momentul în care a fost în viață, scria Scria advertoriale, da? Scria texte care apăreau în ziare, da? Ceea ce se numea sau se, și se numește în continuare mica publicitate. Și el propunea, iată, el propune în carte, titluri exact cum le scrii, pentru fiecare etapă, da? Deci, dacă tu știi, tu te adresezi celor care, care sunt conștienți de problemă, scrii în felul ăsta. dacă e, Uh, scrii pentru cei conștienți soluții, scrii în felul ăsta. Da? Deci sunt exemple concrete din care, uh, din care te poți inspira, poți lua titlurile și reformula, adapta. Uh, de asta ea este în topul ăsta de 5 cărți de, de copywriting și advertising care îți, îți, pun, îți formează gândirea, da? deci pun bazele gândirii. Bun, avem în continuare cea de-a doua carte, vedeți coperta, The Born Letters de Gary Halbert, da? deci iarăși o curiozitate, Gary Halbert este... A fost cel mai renumit și bine plătit copywriter din secolul 20. Deci el a îmbogățit sute de oameni, inclusiv legende cum e Dan Kennedy sau John Carlton și um, a scris cartea The, The Boron Letters afându se în închisoare, sunt scrisori, um, către fiul său, uh, Bond Halbert. Adunate în această carte. Da? Bond Halbert, în prefața cărții, spune că scrisorile lui de vânzare și advertorialele și alte promoții au generat vânzări care pot fi măsurate în miliarde. Bun, deci scrisorile adunate în The Born Letters pot fi luate separat, analizate a se observa cum au fost scrise, cum au fost formulate. El vorbește inclusiv despre secretele pe care le folosește, le folosește în, în advertorialele sale. Da? Deci este o lucrare care conține metode, tehnici, cum convingi oamenii să cumpere de la tine prin scris, da? cum îi convingi prin scris. Și sigur că fiind scris din închisoare, ea conține o grămadă de studii de caz, Exemple din viața reală da? care te ajută să um, pătrunzi în esența profesiei. Cea de-a treia carte pe care o recomandăm este How to Write a Good Advertisement de Victor Schwab. Vedeți coperta. Um, iarăși, în așa o scurtă informație despre Victor Schwab: cine a fost Victor Schwab. Deci, Victor Schwab, dacă vă este. Um, Cunoscut cartea How to Be Friends and Influence People, cu siguranță vă spune multe. Da? Deci este o carte bestseller tradusă într-o în, cred că peste 30-40 de limbi. Deci, Victor Schwab este autorul care l-a ajutat pe Dale Carnegie să vândă volumul Cum să cânti prieteni și să influențezi oameni și să ajungă bestseller în anii 30. Și iată Victor Schwab, în afară de acest succes uh, cu această carte, a devenit și pionier în cercetare, folosind, cu, uh, folosind codificate în reclame. Da? Deci el folosea cu cupoane codificate pentru a testa lungimea titlurilor, lungimea textului, layout-ul, îndemnurile la acțiuni pe care le folosea în text. Foarte important de menționat, Victor Schwab uh, s-a născut în 1800. 98 și a decedat în 1980. Deci, ce informații utile poți învăța din cartea asta sunt, în primul rând, cele 100 de titluri pe care le prezintă și argumentează pe fiecare titlu de ce el funcționează, de ce formularea funcționează, de ce cuvântul ăsta folosit anume așa funcționează. Da? Da? Respectiv, te învață cum să folosești uh, cuvintele în, în textele tale cum argumentezi, cum identifici dorințele cititorilor, da? cum structurezi corect textul. Este excelent mai ales pentru, um, pentru începători și nu doar pentru copywriter începători, dar pentru creatori de conținut în general. Bun, mai departe, desigur, nu poate să lipsească din topul nostru uh, cartea Ogilve, un advertising desigur scrisă de David Ogilve. Cu siguranță ai auzit de Ogilve, nu este nicio noutate. Dacă nu menționez uh, Ogilvy este unul dintre cei mai mari oameni de publicitate din toate timpurile. Este cunoscut pentru colaborări cu Rolls-Royce, cu DAV, cu Shell, cu Schweppes, cu Guinness. Și are o serie de advertoriale virale peste tot, pe internet, pe Pinterest. Um, nu ai cum să nu te împiedici de o gilvi în căutări, în research, dacă lucrezi da, în, în, domeniu pe copywriting, pe content writing. O on advertising este o carte foarte practică. Pentru că ce face, de fapt, o gilvi în carte este să ia um, exemplele lui, da, să ia uh, advertorialele, reclamele la radio, rec spoturile publicitare și să povestească contextul, cum le-a scris, cum i-a venit ideea, care a fost succesul campaniei da? și desigur el, el ia, prezintă în carte cele mai mari campanii ale sale. Tot de ogil, recomand un interviu, o să lăsăm linkul în descriere, este un interviu deci dacă poate nu aveți timp să citiți cartea, deși vă recomand, vă recomand din tot sufletul, oricum, vedeți interviul, este un interviu de vreo oră jumătate, este în engleză, dar el este foarte bun și el exact asta face și în interviu, ia reclamele sale, le analizează și povestește contextul, cum le-a scris, cum e venit ideea, dar e foarte interesant dacă vrei să vezi, mai cum e reușit omului ăstuia să aibă atâta succes cu reclamele lui. Și ultima carte din topul nostru este cartea Made to Stick de Dan și Chip Hit, um, vedeți coperta. Um, deci made to stick așa cum spune și uh, titlul cărții, da, a făcut uh, să se lipească tradus motamo. Uh, nu știu exact care este titlul uh, tradus în română, cu siguranță există și varianta în română. Iarăși dacă putem lăsăm link în descriere, este o carte despre cum creezi lucruri memorabile. Da? Și aici, ca exemplu, îmi vine campania cu o bomboană de Halloween da? în interiorul căreia se află o lamă de ras. Da? Deci, poți să îți imaginezi sentimentul pe care îl ai privind reclama asta, da? cu muști și, de fapt, înăuntru e o lamă de ras. Da? Deci, din start îți creează așa o fiori, fiori în tot corpul. Bun, deci iată, pornind de la exemplul ăsta, Dan și Chip Hit vin cu, uh, cu o formulă pe care să o folosești ca să uh, creezi reclame care să rămână în mintea cititorului, care să aibă un impact pe toată viața, da, care să rămână acolo și întotdeauna când te gândești la, la produsul pe care, uh, îl, despre care scrii să-l asociezi din start da? cu, cu reclama sau cu momentul da? așa cum este Coca-Cola și uh, reclama cu moș Crăciun da? Deci este ceva care are un impact emoțional atât de mare, mai ales pentru cei din generația mea care o crescut cu televizorul în față și uh, cu reclamele Coca-Cola și Moș Crăciun, deci este asociat cu poveste, cu fericire. Exact așa, exact asta povestește uh, Dan și în carte. Da? Deci dă formula uh, succes, acronimul succes și o să, o să zic de la ce vine. Da? Deci simple, da? S, simple, da? Adică ideile pe care le folosești uh, trebuie să fie simple, de înțeles, nu trebuie foarte, foarte greu să proceseze creierul informația. Unexpected, uh, unexpected, adică neașteptat, trebuie să surprinzi ca să rămâi în memorie. Uh, concrete, da, uh, ideile care sunt cât mai concrete sunt mai ușor de ținut, da? să nu fie ceva foarte general. Apoi credibile, da, uh, cu atât mai. Uh, din viață pare, adică nu science fiction, cu atât este mai, um, cu atât este mai ușor să ajungă în mintea omului și să fie acceptat ca adevăr emoționale, desigur, cu atât sunt mai emoționale, cu atât sunt mai ușor de reținut și am dat mai devreme exemplu cu Coca-Cola și Moș Crăciun și să stories, adică povești, da, iarăși aceeași poveste cu Coca-Cola și Moș Crăciun sau mai avem și Jacobs, care are o grămadă de, de reclame cu povestea asta. Rețin minte, dacă găsesc clas și link în descriere, era o reclamă cu o tipă care lucrează uh, într -o, lucrează barista și, nefericită fiind, ea își deschide, iată, își deschide propriu, propriu, propria ei cafenea și arată, da, deci este povestea asta, da, de la omul care este dat afară de la job, la omul care ajunge să fie proprietar, da, să fie uh, om de afaceri sau proprietar unei cafenele. Ăsta a fost topul nostru de 5 cărți de copywriting și advertising care pun la bază gândirea unui specialist, fi începător, fi și cu experiență. Cu siguranță o să mai facem topuri de genul. Te aștept cu ideile tale în comentarii și sper să-ți placă cărțile astea pe care ți le-am recomandat.